Trăim într-o lume interconectată, o lume în care ești plătit de către marile companii dacă reușești să conectezi oamenii cu produsele acestor companii. Se știe că milionarii de mâine vor fi conectori. Cum devii conector? Cine este un conector? Ce face un conector? Pentru a conecta produsele cu oamenii, produsele unei companii cu oamenii, este necesar să devii tu însuți o persoană cu influență, sau cum se zice astăzi, influencer. Cum înveți să fii un influencer? Ce trebuie să faci? De exemplu, companiile de MLM te plătesc dacă reușești să le miști produsele, dacă tu însuți consum acel produs și le, le recomanzi și altora. Cum se face lucrul ăsta? Cum înveți dintr-un om simplu să, să mănuiești lucrurile de pe social media și butoanele din smartphone? La școală, vin la școala de influencer. Tu câte școli de influencer știi? Știi câteva școli de influencer? Eu știu una și o să vorbesc despre ea în episodul următor. Ne vedem, pa!